Deci, un prim N pe care autorul vroia, primul N pe care îl putem lua în seamă, este N în mulțimea asta ce mare, egal cu 13 primul element. De ce 13? Că 3 ori 13 plus 1. Până la N13 niciunul nu mai verifică. Exact. Doar de aici ne putem lega de 13. Aici încerc să mă apropii. Da. Da. Dacă nu-i mai mic decât 13, fracția este subunitară. Hai să gândim așa. Ca să o fac echiunitară egală, păi trebuie să mă gândesc că nu trebuie să fie 13, de la 3n plus 1. Hai să zicem așa, 3n plus 1 egal cu 40. Să rezolvăm ecuația asta. Deci merg și zic așa. Aș avea 3n. Dacă 3n plus 1 egal cu 40, atunci n-ul este cât aici? Ușor de văzut. Vine 3n egal cu 39. Da? 3n egal cu 39. Că am scăzut un număr, copii. Nu mai trebuie să lucrați. Eu vreau să fiu atentă. Dar hai urmărește. Și lucrăm. Nici tu mă căitul. Cred că mă apropie acum de ideea pe care vreau să vă spun, pentru că, într-adevăr, trebuie găsit alt limbaj. Daria, hai să plecăm de aici. 3n plus 1 supra 40 este subunitară și supraunitară. Subunitară? Da. Poate subunitară când este subunitară? Păi subunitară că cel de jos este mai mare decât cel de jos. Da, dacă este subunitară... Mă interesează subunitară? Nu mă interesează subunitară. Supraunitară. Adică n-ul ar trebui, cum ne dăm un 13, la 40. Acolo ar trebui să dea acum 10. Deci, orice n mai mic... Poate să fie ori echiunitară, ori supraunitară. Iar uite-te că el încearcă să prinde gheșițiul. Deci eu spun așa, 3n plus 1 să fie 40 pentru... Da, pe atunci trebuie să ne dea 79. Hai să vedem. 3n plus 1 egal cu 40, ca să facă cât să fie fracția când e 40. Egal cu 13. Nu. 3n plus 1 supra 40 face 1. Primul număr de la, da? Mergem de aici. Am înțeles că atunci am prins că am venit. Da, și da, și da, este foarte atent. 3n plus 1 supra 40 egal cu 1, da, primul număr natural. Ei, 1, asta înseamnă ce? Că 3n plus 1 egal cu 40. 3n plus 1 egal cu 40. De unde rezultă că el... 40 minus 1 egal cu 3n. Adică el egal cu 13. Da. Clar, nu? Și acum trebuie să găsim că 3n plus 1 egal cu 40. Să vedem că face 2. Păi dacă vrea să facă 2, atunci ar trebui ca 3n plus 1 și 80. Exact. Deci 3n plus 1, o altă variantă, supra 40, să facă 2, al doilea număr natural. Adică 3n plus 1 egal cu 80? Da, exact. 3n plus 1 egal cu 80. Adică n egal cu? 79, împărțit la 3, nu merge. 79, împărțit la 3 și nu merge, nu? Nu-i bun asta. Ce păcat. Deci asta nu poate fi. Hai să luăm acum 3n plus 1. 3n plus 1 egal cu supra 40 egal cu 3. Egal cu 3. Când rezultă că 3n plus 1 este egal cu 40 ori 120. 120, da. Scădem un 1 și va veni că n egal cu 119 supra... Nu, da? N egal cu 19 supra 3. Nici asta nu e bun. Am așa 54? Niciodată. Nu poate să fie 2, nu poate să fie 3. Atunci 3n plus 1, hai să nu încercăm cât să fie. 3n plus 1 supra 40 egal cu 3. 4. Cu 4. Deci rezultă că 3n plus 1 este egal cu 160. Da. Scădem un 1. Da. Și este egal că n egal cu 159. Da. Supra 3, asta merge. Deci n egal cu 159 supra 3. Supra 3, n egal cu... acum au ajuns 33. Face 33, da? Ai zis bine. Ai zis bine? Da. Păi cum, 3 în 15? O, da, de 3 ori, de 5 ori. 5 ori. 53 este, da? Înseamnă că ar merge și 8. 53 ăsta se scrie ca fiind egal cu 13 plus 40. Nu, dar chiar. Atunci acum ar trebui să fie 3 plus 1 supra 40 egal cu 8. Deci atenție, care este? Da? Că e 40 ori orice număr posibil care te poți gândi. Deci, ia uite-te, plus numărul 13. 13 am mers. 13 plus 40. Știi care va fi următorul? Da. 13 plus 40 ori 2, 13 plus 40 ori 3, 13 plus 40 ori 2, 13 plus 40 ori 3. Și fiecare o să meargă de orice trebuie să fie obligatoriu multiplicat de 40 cu 13, cum o să fie? Pentru că dacă eu o să-l iau, pe următorul, o să fie la fel. Deci, iată, m-am întors cu negheșițul. Vedeți cât de mult am muncit? Că așa cum m-am dus eu pe partea asta, erați în ceață. Da. Dar am zis așa, stai un pic, hai să găsesc o idee. Ca să fie ăsta număr natural, înseamnă că egalitatea asta să fie egal cu 1, cu 2, cu 3, cu 4, cu 5 și mai departe. Astea sunt numere naturale. Corect. Când e egal cu 1, prima valoare nu e egal cu 13. Ca să fie 2, niciodată. Ca să fie 3, niciodată. Când să fie 4, nu-mi dă. Acest al doilea l-am privit ca fiind 13 în legătură cu... Plus 40. Plus 40. Acum, ca să fie 5, niciodată. Și fie 6, niciodată. Și așa mai departe. Veți sesiza că următorul care este bun este 13 plus 80. 40 acela ori 2. Și 40 ori 2... Și iar dă. Și iar dă. 40 ori 3 va da. Și acum apare 40 ăsta. Și apare soluția de tipul 13 plus 40 oriceva. Da. Cât la 13 în sus merge. Și acum dovedim că este bun. Observația a fost asta. Acum trebuie să arătăm că este sănătoasă ideea. Deci, acum, pentru enul ăsta, devine fracția 3n plus 1 totul supra 40 este egală cu 3 plus 1 egal 3 ori ce n? N-ul ăsta. Ori n-ul ăsta. N pe lângă 40 a plus 13 plus 1 totul supra 40. Se simplifică cu... Și egal mai departe. Hai să desfacem paranteza. 120. 120 a plus 40 plus 40 3 ori 13, 40 așa 3 ori 13, 39 și 1 păi da, 1 l-a spus, nu fac parantezii da, dacă vă mulțire 3 ori 13 fac 39 și cu 1 ăsta care l-a adunat fac 40, da? Supra 40 ideea este spectaculoasă da și vom avea că fie cu 120 a... Deci se simplifică peste tot prin 40 și este... Și 3A. Și vine de tipul 3A plus 1. Da. Deci 3A plus 1. Deci nu acela care va rezulta va fi de tipul de 3 plus 1. Mai vedem o dată. Asta puțin, asta înseamnă că nu se iei de 3A plus 1 și faptul. Deci, nu e deformată, 40 A plus... Da, știu de 3A plus 1, adică 3A plus 1 ce este? Rezultatul la împărțire. Ah, da. Aici la împărțire. Mai vedem o dată exercițiul, dacă cumva putem face mișcarea în exercițiu. Deci, ca să se împarte exact la 40, mă gândesc să se împartă și ăsta, și ăsta la 40. De aceea trebuie lui 1 să-i pun un 39 ca să facă 40. Și 39 acela e 3 ori 13. Iar 3 ăla, 40 acela trebuie înglobat și la aici. Nu? Deci nu trebuie să fie de tipul 40 plus 13, 40A plus 13, ca să putem face împărțirea la 40. Uitați aici. Și ăsta se împarte la 40, și ăsta se împarte la 40. Deci, ori mergem pe ideea de aici, mi se pare mai la îndemână, ca să-l găsesc pe 13 ăla, să-mi sugereze 13 ăla. La 13 în sus. Da. Merge. Da. Și asta înseamnă că Am particularul ăla care mi-atrage atenția, că 3 ori 13 plus 1, egal cu 40. Și acum construiesc aici termen de tipul 40 ori ceva, plus 13 la care l-am avut, că numai bine la înmulțire se întâmplă ca să apară 40. De aici, de la 4 mergeți. De aici vedeți 13 plus 40, că e 53 ăla. Da? Deci, din particularul ăsta, trag o concluzie la 13 plus 40, că am mers. 13 plus 40 oriceva. Da, și asta îmi sugerează 40 ori în cap. Și acum mă conving că este bine. Că el nu e deformat. Așa, mă conving înlocuindu-l pe el în fracție. Da, așa și este. Acum demonstrat este că e bine. Deci, așa pe limbajul ăsta pot să fac. Dar asta se explice și doamna la clasă. Vreau ce-o, l-am făcut, dar vreau să-mi explicați și dumneavoastră. Da. Asta așa de curioasă să văd alt limbaj. Da, este foarte dificil ca să... Exact, Victor, sunteți prea mici. Da. Exact. Așa aș vrea să văd cum le explică. Da, mai iau încă o dată că, nu știu dacă ați observat, am făcut maxim efort ca să pot să mă duc la ei. Și cum să știu cum să fac asta la un test? De la prima vedere, așa ați văzut, dacă noi toți am stat și am făcut asta de aproape o oră, stăm 40 minute să facem un exercițiu ăsta, și am zis că se facă exercițiu. Deci eu am o stare de nemulțumire că am fost aruncat exercițiul ăsta la 200. Păi eu la fel, dacă eram așa, fi inteligent. Pentru că nu-i chiar la îndemână. Acum, stând și analizând după ce ai făcut exercițiu, mi se pare că... Acum, da, acum e mai ok. Dar dacă țin de la prima vedere un exercițiu, nu prea exercițiu. Deci, înțelegerea lui ce a însemnat. Primul număr natural care verifică, primul număr natural după să fie 1. Pe urmă, 2, 3, 4. Când e egal cu 1, dă e egal cu 13. Da, știu. De acum, 2 nu poate să fie... Când să fie 4, sunt chiar încântat la 4, pentru că dă 53 ăsta. Ei, aici să fiu inspirat pe 53, să leg ca fiind 13 plus 40. Dacă ți dau numere mai mari în care este la distanță de 50 sau așa, trebuie să mergem pe cealaltă metodă, nu? Aceea care e mult mai dificilă, aceea de soluții tot timpul. Păi da, practic, da. Pentru că dacă aici am fost la distanță de 4, știi? Dacă noi aveam la distanță de 50 sau așa, era mai greu să ne dăm seama că așa și pe cealaltă metodă, nu? Tu spui așa, dacă... Aici am fost la distanță de 4 și ne-am dat seama mai ușor. Când am avut de analizat mult, dacă noi avem 25-50 de numere până când să ajungem la cazul respectiv, nu se descrie pe toate. Deci, pe varianta asta, faptul că se repetă de la un loc acolo, dacă e la o distanță mai mare, tu obosești și nu îți vine să te apuci să dai toate valorile. Da, și mai mult timp. Atunci ar trebui să faci pe cealaltă. Sigur că da. De aceea, aș vrea să mai insist un pic, să sesizăm frumusețea exercițiului începând de la momentul când am găsit pe 13 ăla. Exact. Deci de când l-am găsit pe 13 ăla, faptul că 2... De ce 13? Nu, am înțeles. De ce 13? Pentru că am cerut să fie 1 aici, să fie numărat. Dacă nu se întâmpla să fie 1, putea la 2 să fie... Deci o primă soluție particulară găsită. Prima soluție particulară a fost 13. Uneori cazurile particulare ne ajută, uneori ne... Nu. Cazurile particulare îți pot sugera mersul spre soluția generală. Tot aici mai insist un pic. Nu știu de ce, nu pot să mă desprind de el până când nu găsesc forma cea mai clară de exprimare. Deci o să zic așa. 3 ori 13, da, 3 ori 13 plus 1 supra 40 face 1, face un număr natural, da? Da. Deci egal, aparține, face 1 care este număr natural. Acum, 3 pe lângă 13 ăsta care urmează, care se leagă cu 1 acela, Și dacă până în 40, Davide, 40, adică numitorul, înmulțit cu un cap și plus 1, supra 40, este și ăsta număr natural. De ce? Egal mai de 4 cu. Hai să desfacem paranteza. Dar desfacem cu paranteză, vine 3 ori 13. 3 ori 13 plus. Da, deci 120K. Deci vine 3 ori 13 plus 120K plus 1 supra 40. Se vede că este număr natural pentru că sunt parte de fiecare. Egal mai departe, scos aici. Vine 40 pe lângă. Cât vine? 40. Vine 39. 30. Nu. 30K plus 1. Da. Da? Supra 40. Da, așa, nu. Și se bate. De ce? 30. Păi, 120K, dacă scot pe 40, nu a rămas 30K. Da. Și 3 ori 13, 41. Am scos pe 40, am scos bine, am scos foarte bine. Da? Și acum a apărut, noi avem așa, 3 ori N plus 1 supra 40. Nu uit de ce formă este. Nu uit de forma 13 plus 40 K. Uite. Deci, nu uit de forma 13 plus 40 K. Iată cum am gândit. Eu am avut că 3 ori 13 plus 1. Lui 13 mi-ai pun ceva, neapărat, un multiplu de 40, cât e la numitor. Multiplu de 40, 40K, pentru că el, 40K, trebuie să se împartă. Da? 40K se împarte la 40. Deci, vreau să mai iau încă o dată. De acolo, de cum ați luat partea aia de acolo, cum ați făcut 40? Păi, deci era 40 plus 120K, nu? Da. Și l-am scos 40 în față. Nu, deci acolo eu văd 3 ori 13 plus 120K plus 1, de unde am scos 40? 3 ori 13. Păi, dar am făcut 3 ori 13 de 39 plus 1, 40. 40 plus 120K. Păi da, dar 40 pe lângă și de unde aveți încă o dată 1. Păi, hai să zicem așa, dragă, să o luăm mai ușor. Dă-mi 3K? O secundă. Deci este așa. 3 ori 13 plus 1, ce face? 40. Plus 120K. Da. Supra 40. Da. Și scot pe 40 în factor. 40 pe lângă 1 plus 3K. Da. E bine, 1 plus 3K. Dar dacă o dați scris 30K de asta. Cum? Că data trecută a scris 30K. 30 trebuia să scris. Nu, 3. Că data trecută a scris 30K, de asta cred că nu înțeles. Era 30K. Nu înțeles, am venit 40 și apoi 30. 3K, 3K. Da. Bun. Cred că ne apropiem de forma mai fențelesă. Acum 40 și 1 plus 3K. Mergem așa ca algoritm de lucru. Cercetăm care este primul N care să facă... Da, să ajungem repede la 13, ne dăm seama de 13. Odată ce a apărut 13, care înseamnă 40, da, 40 acela, lui 13 mai adaug multiplu de numitor. Multiplu de numitor. De ce multiplu de numitor? La soluția particulară aduc și multiplu de numitor, pentru că după înmulțire 3 ori 13 și pun fac 40, dar și 3 ori 40 se împarte la 40. Corect. Nu, și 3 ori 40, da. Se împarte la 40. Da. Atunci fracția toată se va împărți la 40. Și atunci iată că forma lui N, uite, Mihaela, forma lui N este asta. Deci aici ai N, aici este 13 plus 40K. Și atunci ochiul meu fuge și spune că nu trebuie să fii de forma asta. Da? Deci nu trebuie să fii de forma asta. Deci găsim soluția particulară. Am înțeles, da. După care... Precizăm repede, că e numai 13, va fi la 13 în sus. Asta repede o precizat. Da, văzut. Da. Și, din dată, vom adăuga lui 13, într-o paranteză, lui 13 îi vom adăuga într-o paranteză pe multiplul lui numitorului. Multiplul numitorului, ca după desfacere să se poată să. Eu sunt de acord. Doar că nemulțumirea mea e că e la 2 stele. Eu de n-am nicio problemă. Da, da. 2 stele și ne crezeci abia acum am înțeles. Hai să vedem un alt exercițiu. Dacă am înțeles sau nu, facem un alt exercițiu pe modelul acesta. Da? Ce bucuroși, domnule Zan. Sunt foarte bucuroși ei. Da, pentru că trebuie... Asta este... Performanța este, să ne putem duce spre ei cu soluția pe limbajul lor. Altfel le pierdem timp și nu, copiii nu înțeleg nimic și pleacă de la clasă. Cum pleacă de la clasă, plecau și de aici. Era doar simpla idee că am făcut toată lor. Deci, mulțimea mare, egal cu toți acei ien naturali, pentru care 7 ien plus 1 supra 15 să fie număr natural. 7 ien plus 1 supra 15 să fie număr natural. Ia mult. Cum gândim? Da, bine. Știu cum fac. 7 plus 1 egal cu 15. Da. Voi scădea 1 și va veni 14, adică va fi 2. De la 2 în sus. De la 2 în sus. Și va veni... Deci ai o soluție particulară. Deci avem un n. Deci un n. 7 n. Așa se merge. 7 n supra 15. Egal cu... Cu cine? Cu 1. Și nu merge. Bă, merge. Pentru n egal cu 2 merge. Deci egal cu 2 merge. Deci egal cu... Număr natural, da? Da. 7 plus 1. Așa. Egal cu 15. 7 ien plus 1 egal cu 15. Vom scădea 1. Păi, tocmai spuneam să egalăm cu 1. Și de rezultă că e egal cu 2. Tocmai aici spuneam. Cum am făcut și noi listul anterior. Egal cu 1 primul număr natural, da? Da. Și la 1 nu mergea. Ba da, ba da. Bine, 7 ien plus 1 egal cu 15. Nu rezultă că nu e egal cu 2. Și am găsit primul număr natural. Cum l-am găsit acolo pe 13. Cum l-am găsit acolo pe 13. Corect. Și acum, asta e soluție particulară. Scris soluție particulară. Soluția generală. Soluția generală. Este n egal cu... Acum vreau să spuneți. Păi n este egală cu... Cum a fost înainte 13? Zic asta dacă știi. Zi. 2 plus 7K. 2 plus 7K. 7K. Merg pe mâna ta. Nu, stați, nu mergeți pe mâna mea. Dar stai o clipă, de ce te retragi repede? Nu, nu, gata, nu-i bine, nu, mi-am dat seama, nu. Atunci... 2 plus 15K. 2 plus 15K. Cum a fost 40 atunci? Exact. Multiplu de 40. Și plus... A plecat de la 13, era 13 plus 40K. Plus 40K. 2 plus 15K. 15K este soluția generală. Corect. Și ne convingem prin bine. Așa, dacă luăm pe K0, pentru că noi suntem copii cam inteligenți, dacă luăm pe K0, 2 ori 7, 14, plus 1, 15 și atunci e bun. Dacă luăm pe K1, 15 cu 2, 17 ori 7, care nu am chef să calculez, dar o să fie 119, plus 1, 120 și merge. Ba da, ba da. 120 se împarte la 15, cred că. Păi da, dar se împarte la 15, pentru că 15 ori 2 este 30 și 30 ori 4 este 120. Deci, practic, da, se împarte. Da. Da. Vreau un pic să înțelegeți că din clipa în care am găsit soluția particulară, 2 capete. Și de la 2 în sus. Da. Și 2 plus? Atunci îi adăugăm un multiplu denumitor. 2 plus multiplu de în capăt, în continuare, îi adăugăm un multiplu denumitor. Și acum cum dovedem că e bună? Prin particularitatea aceea este bine. Dar uite cum fac acum. Înlocuiesc pe n-ul ăla. Vine 7. Deci pentru n, pentru n egal cu 2 plus 15 k pentru n egal cu 2. Fracția devine fracția aceea 7 n plus 1 supra 15 devine sau egală cu, este egală cu 7 ori n pe care îl locuim acum. 2k plus 15? 2 plus 15k. 2 plus 15k plus 1. Da? 2 plus 15k plus 1. Supra 15. Și egal mai departe cu? 15 plus 15. Deci 15 plus 15k. Totul supra 15. Simplificăm, scoatem un 15 în factor. 15 pe lângă. K plus 1. Supra 15. Și alte simplificare îți face și devine un K plus 1. Are sens. Da? Mai facem încă unul și m-ați complicat. Da. Îl face fiecare individual și îl face fiecare individual și dă ți-l spun. A egal cu mulțimea tuturor numere naturale. Pentru care 11 n plus 1 supra 44 aparține lui el. Dar stați puțin, doar profesor, că nu e corect. De ce? Ar fi trebuit să dați 45. Și eu dau 45, vă spun așa. Da, eu da. Prietenește, da. Așa ne cunoaște bun. Hai să vă dau 45 cu următor. 45. Nu trebuie să vă întoarceți. N-am observat. Nu trebuie să vă întoarceți, puteți să lăsați 45. Vă iubim. Așa. Bine. Băi, dacă dădeați 44, săracii băgați în ceață, cum făceau? Păi, o să mă întorc. Nu trebuie să mă întorc. Pentru ce se întâmplă Davide? Davide, spune-mi răspunsul în același timp? Nu, lasă să zică, hai, Doviu. 11 plus 1 egal cu 45, scădem 1 și 11 n egal cu 44, n este egal cu 4. De aici va rezulta că n plus... n particular. N egal cu 4, da? La 4 în sus. Și sunt generală. Și n... n0, soluție la particular. Și n general... n general este format din... a sub cum devine fracția. General. Cu toate generală. 4 plus 45k. 4 plus 45k. Păi da, mai! 4 plus 45 care este soluția generală. Ia să vedem, 44 mergea. Dacă, profesor, dacă era 44, era 11, nu este egal cu 43 și împărțeam și putea cu rest. Adică dădea... Deci nu găseați primul de acolo. Bine, nu e, adică și nu cred că e un număr natural. Nu, e în egal cu 2, ar fi fost. E în egal cu 1. Aș trebui să fie număr natural, deci nu puteți să dați. Hai să vedem. Deci dacă 11... Lăsăm de 44, da? Nu, puneți sus, scrieți de 9. Nu, lăsați. Nu, puneți 44. O secundă. Hai să dăm răspunsul aici. Dar l-ați dat. A egal cu mulțimea de forma, aceea e natural, de forma 4 plus 45, 4 plus 45, K. Asta era răspunsul. Și cât a făcut următoarea exercițiul? A spus că n-am văzut primul. Hai să vedem acum. Dacă aș fi dat A egal cu mulțimea a tuturor... B, egal cu mulțimea tuturor numelor naturale. Pentru care 11 n plus 1 supra 44 să fie natural, ce mă fac aici? Cum anume acționez? Vreau să vă pun o întrebare, dar nu sunt sigură. Cred că o să spun o prostie, dar nu sunt foarte sigură. N-are importanță, important să încercăm. Dacă scriu 11 n plus 1 este egal cu 44. Da. Și poți să... Hai să lucrăm, să vedem la informație. Da, ne ducem pe modelul dinainte. Deci vine 11 n plus 1. Este egal cu 44. Scădem un 1 și o să fie că 11 n este egal cu 43. Și împărțim la 11. Și 43 împărțit la 11 o să fie egal cu... Deci 43 împărțit la 11 nu merge, da? Ba, dă cu redă cu virgulă. Domnul profesor, vreau să vă putem... 43 supra n. Supra 11 nu aparțin numele natural. Păi, dar nu mă interesează numărul, mă interesează n-ul. Păi da, n-ul ăsta dacă nu e natural... Poți să adun un 1 în ambele părți și o să fie că 11n plus 2 este egal cu 40. 11n plus 2 egal cu 40. Adică e greșit. Și 11n plus 2? Iar 2 cealaltă te încurcă. Profesor, dacă nu aparține lui, gata, steaua te duce. Nu. Noi trebuie să umblăm după enul acela până verifică. Păi voi ați luat 11n plus 1 supra 44 egal cu 1. Acum luați egal cu 2. Egal cu 2 să vedem. Poate găsim o să vedem. Deci 11n plus 1 egal cu 2, da? Nu, 2 ori 44. 2 ori 44. Deci are 11n egal cu 88 minus 1. Nu, 87. 87. Da, n egal cu 87 supra 11 tot noi vor. Să știți că eu cred că problema dumneavoastră nu este. E greșit. Este greșit. Apare să luăm 3 ori 44. Dar nu vreți să luăm și 100. Și cât de restul la împărțire acum? Restul la împărțire cât de Cristian? 87 la 11. Cât se dă? Intră de 77 de ori și o să fie, da. 7,9 77. Nu ne ajută cu nimic. Deci restul dă 10. Data trecută restul cât a dat? 9, 43 la 11? Da. 3, restul 11. 11. 33, nu, tot 10. Tot 10, da? Vedeți, nu-i bine. Deci... Tot 10, tot 10 de 6. Dați un pic, Dani. Nu, nu. Plus 1 a fost. Nu, am scăpat de 1. Da. Dacă aș lua cu 3... Cu 3, ar veni 11n este egal cu 131. 131, că vine 3 ori 44. Da, cât face 131, face, da? Da, 3 ori 44, 232, minus 1 ăla, 131. Da. Și 1 este acum la împărțire, cât ce rest îmi dă? Și împărțit la 11, da? Da, 20. 11, virgulă iară dă 10. 10 restul de fiecare dată, da? Dă restul 10. De fiecare dată. Dar de unde știi? Că dacă eu dau 100, de unde să știu? Tu că de restul? Cel puțin în astea 3 situații particulare care noi le-am dat. Da. Restul de 10 de fiecare. Ia să vedem. Dacă zicem 11n plus 1 egal cu 2 ori 44, 2 ori 3 ori 44. Am făcut 3 ori 44, 4 ori 44. Așa. 176. Deci... minus 175. 175 împărțit la 11. Dar vorbesc la primire. 11 ori... Nu cred că merge cu 44. Nu merge cu 44, e greșit. Ienul de dată... Dacă nu găsim soluția particulară, deci dacă nu găsim soluția particulară, nu putem porni listuri. De fiecare dată, bă, el trebuie pornit la particular. Exact. Ați văzut mai devreme, l-am găsit pe n egal cu 2, n egal cu 13. Aha. Nici n-ar putea, domn profesor. Ați văzut că de ce să parte la 44 și nici n-ar putea pus 1, deja nu se mai parte niciodată. Domn profesor, eu cred că trebuia să ne încălesc pe cuvânt. 45 oare supunem. 45 la 45 în sus te-a luat, Cristian. Deci 45 merge cu 45. Am făcut noi doar 4 cu 45. Minus 1, minus 45. Și dă 4 plus 45n, mamă. Da, dar nu zice de supra. Zice 44, 45. La 44. Nu merge. Dar dă totuși un rest mai mic. Adică 44 ori 44 ori 11. 484. Ei, dar acum 44 ori 100. Dă un alt rest, domn profesor. Da? Deci 11... Vă spunem, prieteni, eu știu. Ori 44, dă 484. Nu, ori 45 am zis, nu? 11 ori 45. Dă 4 și 95. Ar fi 11n plus 1 să facă 44 ori K. După teoria aceea care o aveam înainte, ar fi că 44